Hai, salut, dragilor! Nu știu ce părere aveți voi despre mesajele acestui individ. O să fac și tichet, de altfel de aia și am uploadat acest videoclip foarte scurt. Știu că ne mai contrăm, ne mai contrazicem, ne mai jignim unii pe alții, dar individul ăsta chiar a întrecut măsura bunului simț și nu ne arată decât o lipsă de respect și ce să spun, pe mine nu mă intimidează cu așa ceva, dar sunt alții care sunt mai slabi de îngeri și chiar pot fi intimidați sau se pot simți prost după un astfel de mesaj. Pune el acolo că mă violează de față cu mama și că intră peste mine în casă, că se întreb lumea pe Hidra, peste cine a intrat el în casă, pe Hidra, că s-a dus ei și că eu când voi mai face live, o să afle el adresa unde stau și vine și intră peste mine. Sunt niște amenințări destul de grave, destul de josnice, care se adresează direct la viața mea privată și la familia mea. Ce să spun mai mult de atâta? Încalcă foarte multe legi și articole care mi-ar fi aiurea să le enumerez, dar știți voi foarte bine că nu este normal și se poate pedepsi chiar și penal un asemenea individ. Eu zic să se potolească. Ce facem noi pe joc, facem noi pe joc. Mă bate, îl bat, e partea a doua, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne amenințăm, că intrăm unii peste alții în casă, că ne violăm, că ne facem, că ne dregem, că sunt lucruri care sunt de prost gust și nu trebuie promovate. Tocmai de aceea am zis să iau măsură și să încerc să-i arăt că nu face bine ceea ce face, să nu facă și cu alți playeri, pentru că nu este ok. Asta am avut să vă spun. Vampi, vă pupă, tata, și să ne auzim cu bine. Astăzi sunt la serviciu, nu știu dacă mai fac ceva live pe seară, dar mâine cu siguranță ne auzim pe un live. Acum sperăm să nu-mi afle individul adresa, să intre peste mine, să mă violeze, știu eu. Doamne ajută! Hai, vă pupă, tata! Ceau, pa!